În unitatea de primiri urgențe și traumatologie, care va fi ridicată în curtea spitalului, reprezentanții Consiliului Județean Constanța promit nu doar circuite moderne și aparatură de top, ci și paturi pentru mari arși. Primul obiectiv de investiții despre care putem vorbi este redimensionarea secției de primiri urgențe cu o nouă secție de traumatologie, care, din punctul meu de vedere, trebuie neapărat să conțină și o secție de mari arși, câteva paturi de mari arși. Deci mă voi lupta ca această componentă a traumatologiei să fie inclusă de către proiectantul care va câștiga lucrarea de proiectare în studiul de fezabilitate. Deci, județul Constanța are neapărat o mare nevoie. A doua clădire proiectată de Consiliul Județean, care va adăposti Institutul de Cercetări în Nutriție, va avea un centru de spitalizare de zi pentru pacienții cu boli digestive, dar și un centru de infarct miocardic acut. Sunt mândru că se face așa ceva în Constanța. Va fi un institut de cercetări în nutriție. Vorbim de o nouă clădire, tot în curtea spitalului, în care vor funcționa în paralel acest institut unde chiar se va face cercetare pe bolile digestive. Va exista și un centru de zi în care pacienții se pot interna foarte rapid, de asemenea pe probleme digestive. Va funcționa un centru de infarct miocardic acut, iarăși toți pacienții care au aceste probleme se pot interna și își pot monta stenturi foarte rapid, nu cum se face în ziua de astăzi. Și tot Petreanciu spune că Departamentul pentru Sănătatea Mamei și Copilului va funcționa ca un adevărat spital de pediatrie. Un spital de pediatrie, aici va funcționa în paralel și secție de ginecologie și de obstetrică, iar prin acest obiectiv de investiții se vor elibera 3 niveluri din corpul principal al Spitalului Județean. În paralel cu aceste proiecte, Consiliul promite și extinderea serviciului de anatomie patologică al spitalului. Reprezentanții Consiliului Județean spun că au prevăzut deja în buget banii necesari pentru studiile de fezabilitate necesare investițiilor și imediat după finalizarea acestora vor fi stabilite și sumele necesare pentru realizarea lor. Fondurile ar putea veni fie prin PNRR, fie din bugetul multianual al Uniunii Europene.